Salutare tuturor și bine la un nou episod din Sonic Spisimă, suntem aici cu Alex. Nu uita că doar pe Neba găsi cele mai bune jocuri la cele mai ieftine prețuri doar pe linkul din descriere. Salutare! Și am dat start și revenim după foarte, foarte mult timp pe acest joc, pe care nu l-am mai jucat de la ultimul episod, cred. Și de ce am skin-ul ăsta? O să vreau să schimb skin-ul ăsta, nici nu știu cum pot să schimb skin-ul. Ok, că schimb de aici. Ok. Benefits. Există benefits pe skin-uri? Da, există. What the fuck? Legendary. Care e cea mai rară raritate pentru skin-uri? Exotic? Nu. Exoticul este al doilea. Primul este seasonal. Ok. O să pun pe ăsta exotic. Bun, suntem aici pe Sonic Spisimă, am văzut că s-a băgat foarte mult update-uri și am zis, bă, hai să ne mai jucăm jocul ăsta să vedem ce este de el, pentru că am văzut că este foarte, foarte mișto. Nu prea mă prinde pe mine, dar cred că știu că este foarte, foarte bun, ales pentru Alex, care se joacă de foarte mult timp, se joacă cam mai mereu acest joc, dar este ok. Nu înțeleg ce putea să faci pe jocul ăsta, ce să farmezi, dar cred că ne va explica Alexuțu astăzi. Așa că haide să aflăm. Văd că aici ne-ar ajuns că e event. Ce e asta cu event? Super Sonic Silver's Quest. A, aici sunt practic două quest-uri, mai trebuie să faci pe Silver. Care e la Silver? A, din stânga jos? Dreapta jos. Emeralds? Ce mă? Vine un lobby când zic. Hai că vin acum în lobby, frate. Am mult level? Am... 227, 216. Am mult level, frate. E bun, e bun. Bine, frate, hai, ce fac aici la lobby? Tu ești asta? Tu ești asta? Ia zi, ce faci? Ce fac? Intră asta și te să vă așa. Aici e cam mult. E mult ce ai de. Păi ce trebuie să fac? Că mi se spune ceva de emerald, deci spune să le cumpăr. Adică... Nu te să cumperi, trebuie să te duci prin toată harta și să dai... De așa, vină încă. Că te spui că vină încă. Păi și unde scrie quest-ul? Unde aflu quest-urile? Vino încă, vino încă așa, că trebuie să, mai întâi trebuie să faci ceva la emerald. Hai, trebuie să dai found, trebuie să dai find. Apeși Q. Aha, ok. Uite un ring. Așa, și acolo ți arată quest-ul. Spre exemplu, trebuie să faci race-uri. Trebuie să faci 20 la număr. By the way. Ah, ok. Așa, următoarea vino încă. Următoarea. Da, fac ce știi, Alexuțu. Așa, următoarea e roșu, ăsta. Deci... Asta aici. Aici trebuie să faci rare green, aici este 300k. Ok. Așa, așa. Mai departe. Ce mai? Hai că vă văd și cum să luați, cum să găsiți semenele foarte ușor. Aici. Aici nu știu cât făceai, vreo 20 sau 15, habar am. Sar peste 10. Următoarea vine încă. Time trail, așa. Nu, că ăla faci foarte ușor. Te duci la emerald, la emerald kill, la ăla. La primul time trial, faci foarte ușor, faci. Unde ești? Așa. Aici am spot. Ăsta. Pick-up links. Ăsta îl faci la autorun. Foarte ușor, îl faci. Bun, ok. Și ce... Practic, am văzut că s-a băgat lumea a patra și lumea... Nu, lumea a cincea am văzut că s-a băgat. Și mi se pare că nu am ajuns. Ba da, am ajuns la lumea a cincea. Care sunt questurile? Ce trebuie să faci tu în jocul ăsta ca să avansezi sau chestii? Că eu habar n-am, nici eu nu știu. Gen, ce event sunt? Adică, ok, faci astea și după... Gen, ce mai faci? Trebuie să faci main questurile. Deci tu reset... Deci tu reset character. Așa, așa. Și? Așa, și vină după mine, la lumea a cincea. Aici. Trebuie tu hilltop, ok. Așa, removing old instances. Deci să faci quest-urile de la Blaze. Așa, ca să ajungem lumea a șasea. Bun, și tu acum, practic, ce faci în jocul ăsta? Tu ești maxat pe jocul ăsta? Nu sunt maxat. Da, așa. Dacă vrei să fii maxat, trebuie să ai așa. Toate cartele, trebuie să ai așa. Mai întâi și mai întâi trebuie să ai toate caracterele din joc. Și ca să devii maxat, trebuie să ai toate caracterele de 6 stele. Că ai văzut că acum nu mai ești maxat doar prin skin-uri. Nu, acum ești maxat și prin mastery. Deci okay. E foarte multă muncă.
corect. Nici n-am primul caracter de max level, ca să știi. Ești forță. Bun, aici la Blizzcat avem așa, 4 collect rings complete above task, așa. 1. Collect aici chaos orbs. Aici trebuie să faci părând. Aici trebuie să faci părând. Mai întâi trebuie să colectezi... Așa. Și ăsta e un caracter, nu? Ăsta e un caracter. Da, ăsta e caracter pe care... Plus 1000 de ring-uri, nu? Da, plus 1000. Așa. Ia. Ce trebuie să facem? Hai să facem primul quest măcar. Collect chaos orbs. Cum îl facem? Te duci prin hartă și colectezi. Adică gen de-astea, așa. Atât? Pe hartă, okay. Colectezi frumos. Nici nu știu harta asta, bro. Adică doar am deblocat aia că mi-a zis tu să fac ultima cheie pentru harta asta. Și atât am făcut, gen. Nici nu știu cum funcționează harta asta. Păi, trebuie să explorezi, trebuie să descoperi. Trebuie să descoperi. What the fuck, ce asta? Asta dau damage la el. Oh, da, te dai damage. Care sunt cei mai buni prieteni, gen friends? Că eu am 2 robot tails fast friend. Ăștia sunt ăștia. Aici e o mecanică mai diferită față de ce ai tu acolo. Așa, și eu am și eu folosesc Raid Racer Kyo. Ăștia sunt peturi mai așa. Și care sunt mai buni? Sunt ăștia 2 robot tails, sunt mai buni? Da, aia pe care i-am eu acum. An echip or, echip best, adică ăștia, ok. Bun, characters așa, friends, trails, ăsta fused, Jack O'Lantern Trail, ăsta e bun, care e fused. Sau, sau Metal Blur Trail, level 25. Văd că ăsta cred că mi l-ai dat tu, Jack O'Lantern Trail Legendary, este fused și e level 5, level 19 de fapt. Wow. Dar ăsta dă multe chestii, mă, ăsta e... Ăsta dă domnul NXP și ăsta pe care l-am eu dă 79k. So, ăsta al tău e mai bun. An echip și dăm la ăsta. Păi da, Fast Ranger îți dă bonusuri. Așa, și hoverboard-ul ăsta? Păi hoverboard-ul ăsta e cam useless. Hoverboard-ul e useless. Ok. Ăla n-ai ce să faci nici torne. Bă, tornado ăla, mă rog. Ăla avionul ăla tornado e bun pe damage. Că dai instant kill. Aia doar că e greu de controlat. What the fuck, ce repede fac level acum. Mi-e frică să dau boost, gen. What the fuck, ce repede. Ok, nu mai merg repede. N-ar trebui să merg pe mijlocoare cum. Ok, și cum merg și mai repede, gen? Doar apăs E și atâta? Nu. Nu, e o tactică în care spamezi E, dar așa, pești tap, repede. What the fuck? Cred că înțeleg cum. Adică, practic, spamezi E-ul ăla, nu ți-a apăsat, doar spamezi E-ul ăla. Ok. Și te duci foarte repede. Gen, acum, făcând așa, eu am 400. Gen, 400. Eu am 500 acum. 450. Opa. Ok. Spin! Hai bă să dăm și un spin! Unde dăm mă? Un spin! Spin! Bă, nu merge spin-ul! Nu merge. Bă, da mă, merge, dar nu merge, what the fuck? Ok, nu cred că merge. Ce mai e pe aici? Quest? Aici la quest, show completed, de aici nu mi-arată nimic la Hilltop Zone. De ce nu mi-arată nimic la quest la Hilltop Zone? Păi te să vii. Păi te să vii la ora ca să vezi ce ai făcut. Ce progres ai făcut. Trebuie să te întorci înapoi la lobby-ul ăsta din Hilltop. Adică trebuie să dai reset character, din nou. Ok. Bă, de ce? Cum dau sunetul mai încet în nebunia asta? Rebirth? Pe settings la volum. Eu dau volumul la pe mute. Gata, music off, gata. Bun. Abia acum o să se audă gen melodia pe fundală. Bun. Așa. Hai să vedem. Bun. Văd că fac level repede, cred că am făcut quest-ul ăla, cred că deja așa. Bun, și cum ar trebui să deblochezi o lume a 6-a gen? Păi te reset character ca să vezi ce-ai făcut. Ok, o să dau imediat, vreau să mai... Vezi că e tare jocul ăsta, că e tare. Nu cum, eu nu prea am timp să mă joc jocurile astea, pentru că trebuie să mă joc Venture. Și după ce îl termin să mă joc Dead by Daylight și o să mă joc Pet Simulator 99, bă. Încă ăla e cel mai bun joc. Ăla e cel mai bun joc, bro. Îmi ești mai prost. Opa. Hai. Opa, așa, bun. Hai, dar reset character să vedem ce este aici. Cred că am făcut destul, habar. Nu știu ce am făcut pe jocul ăsta, chiar nu știu nimica. Nu înțeleg nimica, bun. Base the cat. Ok, n-am făcut, am decât jumate. Slab. Bun, destroy badniks. Știu ce e badniks, sunt aia mici. Ok, fusion machine, upgrade machine, trails, up to epic, up to exotic. Adică up to exotic, chiar ce e aici? Benefits. Oh, slab. Să chiar sunt slab, bro, what the fuck? Așa, bun. Uite bă, complete Blaze Event, Basis Event, unlock next world. Adică, unde e ăla?
Ăsta e Base the Cat? Ăsta e, trebuie să faci ăsta main quest-ul, deci trebuie să faci, ăsta e practic main quest-ul. Ăsta e main quest-ul și după ce fac ăsta o să poți să ajung în lumea a șasea? Da, ajunge în lumea a șasea. Bun, atunci hai că revenim cu quest-ul primul terminat. Bun, am făcut primul quest. Acum am la 2 distrui Badniks. Badniks, care sunt aia Badniks aia? Vino acolo. Ia. Ai rata, nu e first person jocul ăsta. Care sunt cam 300 de făcut și nu știu dacă pot să fac eu 300. E cam puțin, cam prea mult, bă. Unde ai dispărut? Mă, acolo ești. Ești bine, Alexuțu? Unde erai? Uite ăia. Ăsta? Ăsta te să mori. 300 de ăștia. Tu cred că glumești. Și cum mi-o mor? A space? Da. Te și dai așa, hop. Tu glumești, Alexa, eu nu de sunt 300 de ăștia. Ok, mă rog, era un event în care, mă rog. Acum e cam greu deoarece prima... Bă, nu merge! Cum merge? Bă, nu merge, nu se distrug deodată. Bă, fere! Bă, eu dau alte 4. A, mă, deodată. Cât de 4 ai? Milioane dau, 4 milioane dau. Nu, 2 de fapt. Și dă one shot. Adică one shot. Bă, fii atent, echipează un trail de ăla. Că ți-am dat trail. Ce trail să echipez? Pe ăla trail-ul e alea, că ți-am dat niște trail-uri, alea sunt bune. Pe ce mi-ai dat? Ăla de damage? Da. Eu n-am nimic de damage. Pe ce? Metal Blur trail ăla, nu? Echip și la friends? A, dar și ăștia dau damage. Da, dar fără trail de alea cam nu prea faci. Okay. Faci față doar prin pet-uri. Okay. Am 8 trilioane! De dălea. Bun, cum ajung eu acolo acum? Ok, pe aici? Ok, am ajuns aici. Bă, n-am ajuns, ba da. Ia mă, ia. Ce? Dar acum dau și mai puțin, 1.800.000 dau. Gata, l-am făcut. Next. Ia. Hai mă, mergi. Așa, am ajuns la următorul, ia. Taaa. Ba bă! Ok. Ok, sper că nu pot să-l dau. Okay. Bă, e prea greu, mă, e prea greu, tu nu înțelegi că e prea... Ok, hai să vedem care e holiday eventul. Care este ăla Christmas event, chestie cu Candy Cane, că am văzut că e mare nebunie, event pe Sonic Speed Simulator. Unde e? Reset character, hai să mergem, e la lumea întâi, ai zis, nu? Lumea 1. Ok, hai să mergem, Green Hill, hai. Bun, Alexuțu, unde ești? Ești aici la spawn? Opa, holiday shop, ending soon, ce e ăsta? Yo! Calma! Am 200 candy cane, nu pot să cumpăr nimic. Candy cane, da, candy cane. Bun. Ușor. Super Sonic Quest Part 2. Ce e ăsta? Ok, nu știu, s-au băgat multe chestii. Ușor. Eu nu înțeleg nimic din jocul ăsta, dar e destul de tare, e destul de conte, nu capă pe simulator, dar capă prostia aia de joc. Dar este în felul următor, Alexuțu. Unde este eventul? Holiday Sale. Aici e eventul. Aici trebuie să colectezi candy-uri. Astea sunt. Ok, aia. Și nu sunt niciun quest? Nu, doar corectez, atâta. Ah, ok. Ok, super slab. Sunt doar aici, la Green Hill, nu? Da, doar Green Hill. Ah, și partea bună... Și tu le-ai făcut ca autoran? Da, autoran, echipezi alea de magnet și easy peasy. Farmezi foarte ușor. Cam așa se face. Da, m-am înțeles. Bă, da, nu știu, hai să văd următoarele quest-uri la lumea 5, poate mă bag altă dată să fac alea, pentru că sunt destul de grei. Aia poate o să aflu și cum fac eu Badniks-ul ăla nebun. Sunt cam 300 și am făcut decât 2. Bă, nu, am făcut decât 1, what the fuck. Lumea a 4, nu, a 5, a Hilltop. Văd ce quest-uri sunt, să le arăt și eu puțin pe videoclip, să vedem cam ce sunt, nu cred că e cine știe ce, dar ca idee, gen. Băi, e mișto jocul, oare cum e, adică, bă, nu e așa rău jocul ăsta, gen nu e așa rău, dar nu m-aș apuca pentru că n-am timp, necesită destul de mult timp să-l joci și să dai farm. Chiar dacă e mult de AFK, cred că m-aș plictisi repede. Bun, dar nu-mi zice Hoverboard Tricks, ok, cred că trebuie să faci Hoverboard Tricks pur și simplu și trebuie să dai Collect Rings după aia. Interesant. Da, cam slab, da, destruie Badniks, normal că am destruit doar unul. Ok, și cum faci Badniks de aia mai rapid? Doar aici, doar pe harta asta și atât? Da, doar prin harta asta trebuie. Mamă, și da, ție cât ți-a luat? Încearcă și celelalte hărți, că la asta chiar nu știu. Durează prea mult să bați în doar. Să fiu sincer, toate astea, mi-a cam luat vreo 2 ore. Așa puțin? Doar 2 ore ți-a luat? Mie mi-au o săptămână. Ce naiba.
Mai bine mă joc Venture 10 ore decât să mă joc 2 ore să fac un quest de la nebunativ. Da, mă, deci cam asta e lumea 5-a, probabil, cred că o să, în episodul următor, o să ajungem în lumea 6-a. O să vedem, o să vedem. Nu uitați, eu am fost Ianulian699, SEO-ul e discurs de la veți în descriere, follow pe Instagram, cu TTV, Spider Show, trimiteți-mi pe Fortnite cu pe Instagram pentru, a primi art pe Fortnite, gift-uri și grade. Follow pe Instagram, mai multe chestii de habar, n-am, sunt multe reward-uri, trebuie să cred că le, o să le scriu și pe Instagram. Da, bă, el a fost Alex Tuțu, Alexam55 pe Discord. Silver the Hedgehog, great work, we got one, this case emerald is mostly drained of its energy. Try to say that the others well investigated. Mă, friends, ce s-a întâmplat? Nu știu, ceva cu Silver Emerald. Cred că am făcut un, da, la Silver Emerald, nu știu, am făcut un quest, dar la habar n-am. Da. Mișto eventul, mișto jocul. Mulțumim Alex Suțu pentru că ne-ai învățat și ne-ai explicat aici ce trebuie să facem pe acest joc minunat, pe care sigur nu-l voi... O să mai adauge alte hărți, o să mai adauge o lumea 7-a. Mă dacă... chem tu, mă chem tu când ea, trebuie să fac și o lumea 6-a, trebuie să fac și o lumea 6-a. Da. Trebuie să facem acolo forță. Twitter-ul îmi sună într-una, deci e activ mereu pe ăsta, deci nicio problemă. E activ mereu, mă. Ok. Eu am fost Ian Bunea 9 și ne zic nu vedem la un episod. Ciao, popu. Bagă waste-ul repede, să nu dăm de CTT. Fugim de gardă, ne iau jucăriile. Noi cu tremuri trecem cu mașinile și doar asta ne umple fețele de zâmbete. Bagă waste-ul repede, să nu dăm de CTT. Fugim de gardă, ne iau jucăriile. Noi cu tremuri trecem cu mașinile.